Doamnelor și domnilor, distinși vlog spectatori, începe ceea ce sper eu să fie un daily vlog cinstit, cu o zi normală a clanului Ionescian în noul cuib Ionescian. Să înceapă vlogul. Sasha, tu ce faci, mă, aici? Mă păzești? Deci, efectiv, mă tratează cu spatele. Hai să se întâmplă în casă. Hai, unde-i mami? A gătit Ionesca, doamnelor și domnilor. Mă, cum arată! Mai întâi mănâncă fata? Eu ce puțin abiaș. Domnilor și domnilor, a gătit șefa! Dar ce nebunie asta! Băgăm la ghiozdănel și începe treaba. Intro! De muncit mai muncim și noi în casa asta sau stăm toată ziua? Nu, astăzi este zi de stat. Băi, trebuie să merg să-mi iau gât la grătar. Da. Astăzi stăm și noi ca boșii, puțin, ne odihnim după foarte mult timp de alergătură, dar după ce ne odihnim puțin, o să dăm o fugă să cumpărăm niște chestii și până atunci trebuie să vedeți o chestie. Am fost, săptămâna trecută am fost la o cină foarte specială, cei de la Sneaker Industry ne-au invitat și am tras niște cadre de acolo. Asta până ne punem noi în mișcare, ca să vedeți. A fost foarte interesant, o cină cu un scop nobil, să zic așa. A fost foarte frumos, dar eu nu vreau să mă ridic din pat. Uitați-vă la faza aia, până cum e pe George să ridice din pat. Ridică-te din pat, că te ia mama naibii! Astă seară mergem la o cină specială, o să vedeți, care e faza, că vă luăm cu noi și scopul acestei cine este foarte mișto. Haideți cu noi! E Silvana de la Sneaker Industry și nu se aștepta să o filmez, uitați-vă cum... E ca vampir, i-am apăs lumina! Ernesto, desfă cutia, ce avem noi pe masă aici? Anxiety pack. Ok. Aici scrie așa că statistic vorbind, în 2020 depresia o să fie a doua boală din lume care va cauza moartea la nivel global printre adolescenți. Cina din seara asta este un pretext ca noi să fim informați despre această problemă și noi la rândul nostru să vă informăm pe voi. Și ce trebuie să știți este că există o linie telefonică unde cei care au probleme cu această boală pot suna și pot cere ajutor. Și numărul este 0800 080020. Și dacă, nu știu, cunoașteți pe cineva sau dacă aveți problemele astea, sunați, pentru că să știți că sunt oameni care sunt dispuși să vă ajute. Eu m-am confruntat de multe ori cu rudele de gradul 2 ale depresiei, îndepărtate, rudele alea care nu sunt atât de agresive și totuși, pur și simplu, nu puteam să mă bucur de momente cu adevărat. Eram, orice mi se întâmpla, eram... Iar nici nu vreau să-mi imaginez prin ce trec cu adevărat oamenii care suferă de depresie. Cea mai vagă idee, ce idee e super bun. Și suntem caramel aici. E un fiore de ceva ce nu înțeleg. Saint-Jacques with vanilla și lantă sos. Dar nu știu cea mai vagă idee, în afară, vanila știu ce era, e genial. Distinși vlog spectatori, nu știu dacă vlogul ăsta o să vadă lumina zilei, dar dacă vede, acum plecăm spre Sășica, hai la Sășica. Sashi, puiuții! Așa, așa arată o focă. Doamna Ionescu și-a luat dulap pentru încălțăminte. A doua oară.
De ce, mamă, ce s-a întâmplat cu imare? Nu încăpea de pe bază de la geam, mai trebuiau 2 cm de perete. Și le-am dat înapoi și mi-au luat altele. Bă, Miniu și face treaba de minune, mă. Asta e chiar o mașină care ni se potrivește. Bă, aia mea stilul de viață. Hai, ne-a scos să luăm lemn la living, să luăm oglindă la baia de jos. Și ce mai luăm? Trebuie să ne dăm pe listă. Am găsit-o, după jumătate de oră de căutări, o doamnă drăguță de la Hornbach mi-a găsit oglinda. Trebuie să vă arătăm ce am mai primit zilele astea. O rost de chestii drăguțe. Și prezentatoarea va fi Georgiana. Hai, mamă. Ai gândit la mine, stai că trebuie să-ți copii pe așa să nu fac o prostie pe aici. Ia la mami, ia tu aici să prezint și tu cu mine, hai. Prezentăm împreună. Am primit o căsuță de turtă dulce de la Veca. Arată divin, abia aștept să o mâncăm. Am zis că nu desfacem până de Crăciun și de Crăciun să punem pe masă. Sau ceva, nu? Nu, turtă dulce nu. Deci, are așa, bărduț, om de zăpadă, i-a căzut nasul. Și mătura i-a căzut, uite. Băi, cât de tare. E super drăguță. Și are, bineînțeles, ferestre de la Veca, care nu sunt termopan. Am primit de la Sisi. Asta e șunca preferată, Georgiana. Șunca preferată, mă rog, de la Caroli, care are șunca Sisi. Am primit un coș de șunca Sisi, deci avem aici pentru 20 de oameni de dat de mâncare. Jambon. Jambon. Șuncă. O grămadă de chestii, așa, de Crăciun. Cea mai drăguță chestie e că e luminează noaptea. Da, da, acum e, da, bateria. Se desface și e foarte drăguță treaba. Am primit de la Fornetti o pungă de bunătăți, de, din care am mâncat deja. Asta este. Deci e ceva cu vișine, super, da, bun. Și un borcanel slash cutiuță cu chestii foarte drăguțe. O insignă. Un... Oh, asta e pentru Sasha, cred. Uite, ea se va bucura foarte mult de... Îi plac plușurile. Sashi? Uite, mama. O Bambi. Uite, mama. Uite, un ren pentru tine. Perfect. A, e perfect pentru Sasha. Da? Ha! Păi, da, de parație de Crăciun. Uite ce drăguț. Foarte mișto. Foarte, foarte drăguțe sunt. Sunt foarte drăguțe. Păi asta au fost pachetele. Mulțumim frumos Veca, mulțumim frumos Fornetti și mulțumim frumos Carly. Bine, putem concluziona că ăsta a fost vlogul de azi. Încercăm să facem și mâine unul și poimine și Doamne ajută, Crăciun fericit. Sperăm, ne-am propus să mergem să ne cumpărăm brad și sperăm să facem un vlog cu împodobirea 1, 2, 3 brazi și am hotărât că nu o să punem aici bradul. O să-l punem în living pentru că vrem să-l vedem, să fie super aproape de noi, mai ales că o să vină și canapeaua, lunța marți, în funcție de cum reușim să stabilim cu domnul de transport. Deci o să fie un Crăciun super visiv. Mulțumesc frumos, Georgiana, pentru această încheiere. Să și ca ai tu ceva de completat? Nu știu, să și ca pare că o grea sau ceva. Dacă faci ceva, te ia mama, naibii. Ia să și. Unde e jucăria? Adă jucăria. Bravo. Haide, mă, adă jucăria. Are prea multe jucării, asta e problema. N-aduce jucării. Hai cu canapeaua aia!